Yeah. Mi se tot spune, rabdă că treci, că totul e așa și așa, una caldă, una rece. Să copiez la examenul vieții, uite-l pe altul cum trece. Și să mă supralicitez că fără laudă nu mergi. Ciudat sistem social, nu înțelegeam. Gândurile mă ascundeau când veneau, gen perdele geam. Eu sunt mai visător și întrebam stelele geam. Și răspunsul era același de când eram pe stil licean. Trebuie să cred, să țin secret, să nu spun totul. Să am mereu grijă de bunul meu, să ascult rodul. Să-i las pe toți netoți cu colți, să-mi ascult scopul. La ideea lor de viață de câine, nici mâine nu pun totul. O să fie bine, lupt pentru asta. Chiar dacă pare că mă învârt în cercuri, NASCAR, învăț prin demers, nu consum timpul. E totul limitat aici, trebuie să mă educ singur. Gândesc pe bune cât a tras tata, mai mult decât am tras eu albume pe tracks data. Și asta să creștem noi, să trecem apoi și peste ploi, să avem puterea de a face ceva. Eu am ales aceste foi. Frate mi-a luat-o pe ulei și s-a prăjit. A rămas să trag eu concluzii din ce a pățit. Mai bine tac, depun efort și mențin tactul în glas. Înțeleg și trag eu să mă refac, să mențin capul treaz. Am devenit prietenul meu cel mai bun. Mă încurajez să depășesc tot acest stres ce-l adun. Nu mă dau acest învins, la birou mă așez împins. Dă forță supranaturală și din nou mă calmez prin scris. Asta e sub papa mea, găsești-o pe bune pe-a ta. Societatea vrea să te spele pe creier, fiți când ți se pune pata. Trebuie să te revigorezi, să reînvii, să te creezi. Să poți să respiri, să fii, să te recreezi. Să reactiva ambiția. Asta-i condiția. În a-ți depăși condiția. Trebuie să începi. Să reactiva ambiția. Asta-i condiția. În a-ți depăși condiția.